Am auzit ceva absolut fenomenal. Că statul pe scaun e mai periculos decât fumatul. Asta e bună. Mă odihnesc, dragă, și eu un pic. 4 ore la calculator, 4 ore la televizor, ai isprăvit ziua. Dar nu e bine, mi-a spus Alexandru Ilie, fizioterapeut. Bine ai venit. Mulțumesc foarte mult de invitație, bine te-am găsit eu. Am găsit foarte ciudată și m-a intrigat afirmația ta. Faptul că statul pe scaun ar fi mai periculos decât fumat, ar ucide mai des decât HIV, cum spunea James Levine. Exact, asta vreau să spun. Americanii au creat această idee în care au spus sitting is the new smoking. De la ei a venit această idee. Nu eu am creat-o, ei au studii deja în care au arătat că impactul este extrem de devastator asupra sănătății corpului uman. Eu vorbesc foarte mult despre impactul asupra coloanei vertebrale, care este destul de larg răspândit, însă totuși gândește-te că sunt deja semnalări că 10% din cancerul de colon este atribuit statului prelungit. Wow. Problemele de circulație periferică, TVP-ul, tromboza venoasă profundă, este din nou atribuită în proporție de 10% ca și cauzalitate statului prelungit. Odată la o oră ar fi minunat să facem vreo câțiva pași dacă suntem în stare, dacă ne permite timpul, dacă nu suntem într-o ședință prelungită, că nu poți să te ridici în mijlocul ședinței, să spui domnule director, eu mă duc să... să mă plimb, exact. Așa mi-a spus mie fizioterapeutul. Da. Este recomandat, e important să ne aducem aminte faptul că suntem ființe construite cu un sistem biologic orientat spre dinamică. Deci noi trebuie să fim permanent în dinamică. Statica este pentru odihnă. Sistemul nervos central înțelege atunci când stăm că este în pauză. Iar societatea de astăzi ne-a ajuns atunci când stăm, de fapt suntem productivi. Iar lucrul acesta vine cu efecte secundare. Eu le arăt tuturor ce se întâmplă, de exemplu, la nivelul coloanei vertebrale. Aici am un mulaj. Asta când stăm. Da, asta e un mulaj. O să-ți arăt imediat ce se întâmplă și când stăm. Păi asta e când stăm și când stăm în picioare, nu se tasează vertebrele? Ba da, dar numai că avem un suport muscular care este implicat. Noi când stăm în picioare, avem foarte mulți mușchi care ne păstrează în picioare. Când ne așezăm pe scaun, lucrurile se schimbă total. Aha. Presiunea asupra discului intervertebral, dacă o să putem să arătăm aici într-un detaliu, cu roșu este simbolizată discul intervertebral și avem 2 vertebre. Acesta e ca un amortizor. Da? Când apăsăm pe el, vedem că el are rolul de a scoate toate aceste presiuni. Uitați-vă ce se întâmplă în momentul în care noi stăm prea mult timp. Uite, am sărăt și ție să vezi de aici. Te rog. Uite ce se întâmplă cu discul nostru. Herniază. În momentul în care, exact, prima oară bombează și apare fenomenul ăla de durere. Durere lombară, durere de tip bandă. Mă bag la somn, el se întoarce în spațiul de domiciliu și mi-e bine. Apoi iar stau 8-10 ore pe scaun, iar începe să amprenteze, iar degajă substanțe inflamatoare. Până când se rupe. Exact cum ai spus tu, herniază. În momentul în care ne ridicăm în picioare, noi de fapt facem o decompresie la nivelul coloanei vertebrale, de asta este atât de util să alternăm suprafața de sprijin, să nu stăm doar pe scaun sau doar în picioare. Și dacă totuși suntem obligați să stăm pe scaun, ce ni se poate întâmpla? În primul rând, avem un risc crescut de a dezvolta patologii discale. Da. Vorbim despre etajul lombar, este cel cu incidența cea mai crescută. Hernia de disc lombar a apărut deja sub 35 de ani. Sunt tineri la 30 de ani, la 28 de ani, care în urma unui remene constată că au deja o hernie de disc lombară non-traumatică. Deci n-am căzut, m-a lovit nimeni și brusc a apărut asta. O structură, asta. Discul intervertebral, care era construit să reziste 60 de ani, 70 de ani, pentru că la decada 60-70 considerăm a fiind fiziologic degradarea discului. E normal să îmbătrânim. Dar la 28-30 de ani nu e normal. Nu e okay. De ce? Tocmai pentru că presiunea când stăm pe scaun este aproape dublă decât când stăm în picioare. Deci uzăm de 2 ori mai repede această structură proiectată să amortizeze șocurile. Alte boli care ar putea apărea, boli cu mare incidență în momentul ăsta, în care ar fi? În primul rând sunt bolile de circulație periferică. Da. Varice. Varice este cea mai... Sindromul varicos este cel mai larg răspândit. Sindromul varicos se declanșează în momentul în care stai în picioare. De-aia când te duci la un restaurant unde se stă în picioare, zici la varice. Folclorul românesc spune așa: mersul pe jos face piciorul frumos. Da. Este cu o conotație atât de profundă medicală. De ce? Pentru că în momentul în care tu mergi, de fapt îți activezi pompa musculară. Fie că stai în picioare, asta în picioare în raport cu problemele de varice, într-adevăr este cu un grad de risc mai mare. De ce? Pentru că presiunea în picaj este mai mare. În momentul în care mă așez pe un scaun, da, să trag acum scaunul,
Eu aici obturez un pic canalele. Da. Da? Pentru că e ca un furtun în care pică apa de sus de la un metru, un metru și jumătate, și sau aici este un pic îndoit. Problema este că sângele ăsta venos, desaturat, trebuie să se întoarcă. Și atunci, în momentul în care stai prea mult timp în această poziție, venele tale încep să acumuleze din ce în ce mai multă stază venoasă, deci acumulează foarte mult sânge venos, sânge venos și în final nu mai ajunge să mai se închidă la loc clapeta din interiorul vasului sangvin și dezvolți sindromul varicos. Te-am auzit la un moment dat că te-am urmărit că la birou ar trebui să stăm într-o poziție sau chiar acasă, într-o poziție la 10 grade, ziceai tu. Așa este. Majoritatea au propovăduit un mit care nu este adevărat și pe care vreau să-l dărâmăm astăzi. Te rog. Majoritatea oamenilor au fost învățați tot felul de traininguri de ergonomie ambientală la job. Este bine să formezi unghiuri de 90 de grade la nivelul genunchiului, șoldului, spatele să fie drept, coatele ușor relaxate și să stai în această poziție. Conform referințelor reale, statistice, s-a arătat că această postură este extrem de agravantă asupra discului, pentru că presiunea este cu 140% mai mare decât ortostatism. Iar aceste evidențe au concluzionat că statul ușor pe spate, deci undeva la 100 de grade, 105-110 grade, și să mă apropii cu scaunul aproape de birou, este de fapt poziția cea mai prietenoasă, aducând într-o presiune aproape egală cu ortostatismul. Wow. Deci să stăm un pic mai pe spate. Un pic mai pe spate. Bine, o să părem ușor aroganți, dar până la urmă ce nu facem noi? Poziția șefului, știi, că șeful așa un pic. Și el își pune și picioarele pe masă de multe ori când e singur, tocmai ca să nu mai facă exact. Stază, da. E bine să ne punem o pernuță sub noi ca să putem evita toate poveștile astea? Presiunea pe care o avem asupra coccisului este una foarte mare și genul acesta de perne, da? Sunt foarte multe astfel de perne, sunt extrem de mulți producători. Din punctul meu de vedere, orice tip de pernă care îți amortizează șocul este extrem de utilă, care lasă un pic coccisul să fie eliberat de presiune. Sunt foarte prietenoase și le recomand cu toată încrederea. Ești ascultat atunci când vorbești? Vine numele la tine și te întreabă cum ar trebui să meargă, să stea, să se așeze, să... Majoritatea mă întreabă ce să facă când apare o problemă. Deci nu e prevenție. Am auzit că mă doare spatele și știu că aș putea să fac niște exerciții și din fericire lucrurile chiar așa stau. Dacă încep să-ți asculți organismul în faza, mai ales la debut, nu mai apelezi atât de ușor la automedicamentație, da? La substanțe care știi și ai învățat că îți pot regla fenomenul dureros. Și încep să te adresezi specialistului și spui, cred că poți să tratezi cauza, exact, care în majoritatea cazurilor este dezechilibru muscular sau resursa musculară insuficientă. Deci poți să fii echilibrat ca valor muscular, însă, după ora 12, trunchiul tău se prăbușește. Mm-hmm. Nu știu dacă ai văzut, mă voi așeza din nou, dacă ai văzut când sunt colegi care stau la birou în prima parte a zilei, sunt foarte bine, și încet, ora 1-2, îi vezi că ajung în poziția asta. Da, invariabil. De ce? Pentru că au un suport muscular optim, dar pe forță scăzută. Dacă ai avea un suport muscular optim, ți-ar fi confortabil să stai în această poziție și ușor, așa cum am spus, pe spate. Așa o să facem. Alexandru Ilie ne-a învățat inclusiv faptul că am putea să ne punem laptopul, pentru că o să mă întrebați, bine, și eu laptopul, dacă n-am voie să stau niciun fel, unde-l pun? Pe masa de călcat. Așa ce este. Ziceți? E o idee minunată pe care am învățat-o de la el și pe care o să încerc să o și aplic. Mulțumim tare mult, Alexandru. Cu mare drag și mulțumesc de invitație.